Stimați telespectatori, vă salut în noul an. Am trecut, sperăm cu dreptul, în 2017 și suntem gata să-l deschidem primele file albe necunoscute. Încă suntem prinși în magia sărbătorilor de iarnă și parcă nici nu ne-am trezit din această ferie. Venim pentru voi ca de fiecare dată cu informații utile. Ne permitem să spunem că suntem utili grație faptului că voi ne spuneți asta în mesajele pe care le primim aproape zilnic la adresa emisiunii, deja de 4 ani. Atunci când Dialog Social a intrat în casele dumneavoastră cu subiecte ce vă vizau direct pe voi. Am adus povești și oameni, am transmis proteste și nemulțumiri, am intrat uneori și cu forța în întreprinderi ca să demonstrăm fără de legi și toate acestea ca să fim alături de voi și de așteptările voastre. În fiecare săptămână încercăm să reflectăm nu doar situații și probleme, ci să găsim diverse instrumente de soluționare a acestora. Ideea dialogului social s-a născut prompt dintr-o idee nobilă, cea de a ajuta oamenii muncii. Și cum sindicatele naționale apără drepturile și interesele salariaților, ele au și venit cu inițiativa. Și pentru că azi suntem la o ediție mai specială, la o ediție aniversară, am invitat alături de mine 4 invitați speciali ca să depănăm amintiri împreună și să vedem cum s-a născut dialogul social. Îi salut în studioul nostru pe Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Mihail Hâncu, Sergiu Sainciuc și Petru Chiriac, toți trei vicepreședinți ai CNSM. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! La această ediție aniversare, în care suntem prima în această componență, înainte de a procede la dialog social, aș vrea să vă invit, stimați telespectatori, dar și pe invitații noștri, să ascultăm un colind de toată frumusețea oferită de ansamblul folcloric de la Centrul de Excelență Ștefan Neaga. Și de pe voi, adunați-vă flăcăi, sprijiniți-vă în călcăi și strigați odată: Hei! Hei! Da frunze verde de marar, bună seara, gospodari! Băi, am venit câțiva plugari și studenți și lăutari. Datina să o păstrăm, urătura să urăm și pe voi să vă întrebăm, de aveți loc de arat, de arat și semănat? Băi, că am urat sat peste sate și am ajuns la sindicate. Păi să-i urăm de sănătate pe domnul Buza și Chiriac, măi frate, și pe domnii Sainciuc, trageți brazda de suplug. Ia mai mânați, măi! Hei! Hei! Păi e verde iarbă deasă, gospodar de astă casă, păi ocrotească-vă norocul că auzi că ați tăiat porcul. Dacă o băcată de cârnați și o băcată de slănină, lungă așa că de o prăjină, cât capota la mașină să ne ajungă o săptămână. Păi să ne dați câte un hartan să venim și înșeală altan. Foaie verde ca scăiețe, se va reprezint băiețe. Băi, unui n-am, băi, cât o scare, așa la din pod băcare. Altul, mai hoțoman, îți găina de gătlan și o bagă sub suman. Dar și sumanul pârâie și găina cârâie. Aia mai dă-i un pumn în cap să nu facă cot-codac. Ia mai mânați, măi! Hei! Hei! Dar și-am venit de la Dolhiri să vă aduc un sac de vești. Vești din țară adunate și la mine în sac băgate. Și-aș tot spune și-aș tot spune și mai răli și mai bune. Dar se vede pe fereastră cum pe masa dumneavoastră, păi stă un tita mai cu goș lângă o sticlă de vin roș. Dar stă o gâscă pe curechi, rumină până la urechi. Gâsca asta bat tot sfântul, nionecată în gât cuvântul. Jeaba înșerg, jeaba îi cresc, nu pot să mai povestesc. Dar jeaba boinii îndemn până afaș și gâsca sunt. Băi, fișori de 5 parale, trage brasta mai la vale pe la oala cu sarmale. Trage brasta după șură pe la oala cu friptură, ca așa spune la scriptură. Băi, și pe la prăjituri, mai strângați, băi, cherituri, băi! Băi!
verde de mohor, m-am pornit să mă însor. Băi, și-am plecat pe la Borțești, pe la Prust, pe Norțești, pe la Baia, prin Mălii, prin veșini de prin veșini. Băi, și m-am lăudat și eu cu mașini din neamul meu, un om bogat, și-ar vrea să mă însor. Băi, de-o tot așa bătând cu gura, mai prin tătă-i bătătura, la o casă mai frumoasă, mi-am găsit și eu mireasă. Era frumoasă copchila, dinți în gură i-avea rari, ascuțiți ca niște pari. Băi, avea și vă două măsăli, însă puse în lopățăli. Dar și eu făcut măsa un cojoșel, din 50 de chei din el. Și eu pus și un guleraș, din 10 chei de iepuraș. Dar și eu pus și un buzunar, dintr-o chele de magar. Dați-vă odată roate, de la ușă până la poartă, și strigați cu tăți odată, să răsune lumea toată. Mânați, băi! Băi, uigea cu șochelăi, opriți plugul, măi flăcăi! Aho, aho! Foarte frumos ne-au colindat, ne-au presărat studioul cu magie, le mulțumim pentru asta și bineînțeles că venim cu, și noi cu un dar pentru mulțumim voi. Mulțumim noi pentru colindă în adresa sindicatelor și din partea domnului Hâncu, care tot vă sugerează ideile bune. Să știți, un colac foarte greu, pentru că aici sunt oamenii, 400 de mii de oameni. Cred că așa un colac greu, foarte rar primiți. Primiți din partea sindicatelor pentru oratura frumoasă și cu anul care vine. Vă mulțumim foarte mult! Le mulțumim încă o dată celor care ne-au colindat în studioul nostru, ne-au umplut studioul și pe noi cu magie. Domnule Buza, au trecut deja 4 ani. 4 ani de dialog social. Ce emoții vă încearcă știind că există un astfel de produs mediatic pe piață al CNSM, care încă se menține și probabil și sperăm că încă se va menține încă mulți, mulți ani. Pentru că este greu o emisiune să se mențină atâta timp pe piață, dat fiind condițiile actuale, cerințele telespectatorilor. Înțelegeți, în primul rând, denumirea emisiunii Dialog Social. Eu consider cea mai importantă dialog social între puterea, patronatele și sindicatele, care noi am pus la temelie de la bun început, și conlucrarea cu Televiziunea Națională, care practic acoperă 90% din spațiul Republicii Moldova, ne-a permis să aducem în casele membrilor de sindicat și nu numai, și în casele salariaților, diferite probleme. De la bun început aș dori să accentuez, noi nu ne ocupăm cu politică, abordăm problemele sociale, salarizare, securitatea muncii, negocierile colective, invităm pe patroni studio, invităm pe reprezentanță factorul decizie din guvern și avem și unele rezultate pozitive, pentru că misiunea dată, eu vă spun sincer, în țările CSI nu presă practică, cei care vin la noi o apreciază foarte înalt, pentru că este un lucru foarte important pentru noi și noi considerăm mai bine în studio, mai bine într-o discuție aprinsă, mai bine cu diferite argumente și probe să aducem la o soluție rezonabilă unele probleme care sunt în diferite domenii. Și doi la mână vin acum așa, diferite probleme din partea, nu probleme, zice așa, dar după semnarea acordului de asociere, noi dorim să fie mai bine reflectat și probleme privind asocierea în Uniunea Europeană. Directivele Uniunii Europene, securitatea muncii, standardele, nivelul de viață și desigur că ne permite nouă să avem fiecare marți în studio factor decizie, reprezentanță sindicatului de ramură care discutăm și considerăm că emisiunea aceasta este binevenită pentru salariați. Domnule Hâncu, dacă vă mai aduceți aminte primele ediții ale emisiunii Dialog Social, cu 4 ani în urmă, să ne întoarcem ca să depunem un pic amintiri, cum vi le aduceți aminte și dacă credeți că pe parcursul timpului s-a schimbat ceva și în format, și în calitate, mă refer la produs ca produs media în sine. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să zic că a fost o decizie corectă. A fost o decizie corectă din partea sindicatelor și acea decizie care a fost încheiată prin acord cu Televiziunea Națională, deoarece numai prin intermediul Televiziunii Naționale am gândit noi atunci că putem ajunge la fiecare membru de sindicat. Confederația mai are surse de a aduce la cunoștință despre tot ce se face în cadrul sindicatelor, prin intermediul ziarului Vocea Poporului, prin site-ul Confederației, care este tot permanent în mișcare, dar totuși emisiunea televizată este emisiunea televizată. Și vreau să accentuez aici că pe parcursul acestor 4 ani, ratingul acestei emisiuni a crescut zi de zi.
Este așteptată de telespectatori, este așteptată nu numai de membrii de sindicat, și în rezultatul emisiunilor care au fost și s-au perfecționat, vreau să spun, mult s-au perfecționat cu primele, în comparație cu primele emisiuni, oamenii așteaptă această emisiune, deoarece prin intermediul emisiunii află multe lucruri care altfel nu le-ar fi știut. În principiu, au participat la aceste emisiuni toate ramurile sindicatelor care le avem noi în cadrul, ca membri ai Confederației Sindicatelor. De la început era mai greu, până îi convingeam, până îi aduceam în studio, dar pe parcurs de acum vreau să vă zic că unii stau și așteaptă rândul la această emisiune, să fie în contact cu membrilor de sindicat, cu patronii care au să vorbească despre cele succese care le au și insuccese uneori din cauzele care există astăzi. Dar în principiu avem cu cine lăuda și eu cred că trebuie să păstrăm această emisiune și pe viitor. Obiectiv. Cred că sunteți cea mai indicată persoană să vorbiți despre emisiunea Dialog Social, dat fiind faptul că sunteți coordonatorul direct al emisiunii, doamnelor și domnilor, deci ceea ce iese în emisie se coordonează mai întâi. Domnule Chiriac, haideți să vedem dacă presupun că toți cei patru prezenți aici, care sunteți conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, atunci când ați lansat această idee pe piața mediatică, v-ați pus și unele speranțe în acest produs. Dacă v-a îndreptățit așteptările această emisiune sau ce se mai cere, ce mai simțiți că trebuie ca să reflectăm în emisiunea Dialog Social? Da, mulțumesc de întrebare. Vreau să zic că într-adevăr, informarea în masă prin intermediul dialogului social are rolul său, deoarece din start mulți nu înțelegeau ce înseamnă lucrul acesta, de ce se reflectă mai mult poziții pozitive, da, de la început și nu se arată problemele, nu se arată nevoile oamenilor muncii, a membrilor de sindicat în diferite domenii, cu legate de sănătatea muncă, legate de restanțe la salarii, legate de crearea condițiilor normale de muncă. Pe parcurs, orice lucru nou, care este cu o intenție bună îndreptat spre apărarea dreptului și intereselor membrilor de sindicat, sigur că a luat un avânt și vreau să zic că, într-adevăr, este o diferență între ceea ce a fost din start și ceea ce avem astăzi. Este foarte binevenit și trebuie de continuat această emisiune, fiindcă ea aduce mult folos pentru a ridica nivelul și de informare, a ridica nivelul de pregătire pe diferite compartimente de activitatea mișcării sindicale. Mi-aduc acum aminte, domnule Sainciu, că nu odată ați fost invitatul emisiunii noastre, dar nu neapărat de pe poziția pe care sunteți astăzi, de vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dar și erați de practic de cealaltă parte a baricadei. Și ăsta acum e un avantaj în cadrul discuției noastre, pentru că îmi permit să vă întreb cum s-a văzut dialogul social din afară, de către partenerii sociali, atunci când erați, și faceți o paralelă cu acum. Da, chiar dacă sunt membru de sindicat mai mult de 35 de ani, în marea familie sindicală am venit de un an de zile, de când am fost ales în funcție de vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor. Și vreau să spun că, fiind și lucrând la Ministerul Muncii, am avut un dialog constructiv cu sindicatele. Noi am fost martorii cum sindicatele, împreună cu partenerii sociali, au contribuit activ la crearea în țara noastră a unui dialog și parteneriat social constructiv, și a fost firesc ca să apară această emisiune a dialogului social, lansată de sindicate, nu de altcineva, prin care să fie informați salariații despre problemele care sunt în țară stringente, despre modul în care ele se soluționează, despre problemele abordate de sindicate și inițiativele sindicatelor la diferite niveluri, despre participarea sindicatelor de ramură la activitatea de zi de zi și în cadrul dialogului social. Și anume, această emisiune are și un scop de a aduce la cunoștință salariaților, a membrilor de sindicat, despre politicile care se implementează, despre beneficiile salariaților și despre drepturile lor. Domnule președinte, probabil că ați crezut în această emisiune și ați avut și un mandat din partea celor aproape 400.000 de membri de sindicat atunci când ați investit în emisiune pentru ca aceasta să se modernizeze. Dacă inițial era o emisiune care
se făcea doar cu subiecte comentate după cadru. Acum dispune și de un studio nou, modern și de tehnică și are un alt format și, cum spunea domnul Hâncu, poate că ne gândim pe viitor și la mai mult timp ca să alocăm emisiunii. Ce vă impulsionează ca să credeți în continuare în acest produs? Eu cred că mă impulsionează în primul rând ca pe președintele Confederației încrederea salariaților că noi facem un lucru bun și la diferite întruniri, chiar și ieri am avut discuția cu comisia de tineret care apreciază foarte înalt că ei participă la emisiunea, observă schimbări spre bine. Dar în al doilea rând, noi suntem, știți cum, obiectiv și vedem unele probleme că la alte televiziuni nu prea avem acces. Sindicat. Și dacă avem acces, este destul de costisitor să participe la toate problemele acestea. Deși noi am format și studioul, a fost creat în cazul sindicatului, invităm pe partenerii să participe. Pentru noi, cea mai importantă problemă, să ajungem de la nivelul Confederației, Sindicatului de Ramă, organizația primară, pentru cel care este membru de sindicat, să cunoască realitățile, să cunoască foarte bine ce fac sindicatele pentru sindicatul acela de primă, unde este prima linie de foc și atunci noi vom colucra cot la cot și va fi mult mai bine să apărăm interesele membrilor sindicat de rând. Doamnelor și domnilor, emisiunea Dialog Social este o platformă care oferă spațiu tuturor salariaților care doresc să se expună, au o problemă sau un caz fericit, de ce nu? Puteți să ne expediați mesaje și scrisori la adresa redacției noastre. Dar până atunci, haideți să vedem cât am îndreptățit așteptările celor care sunt partenerii sociali ai sindicatelor, să vedem ce spun patronatele despre emisiunea Dialog Social, partenerii Organizației Internaționale a Muncii, președintele Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, domnul Octavian Calmâc, după care revenim în studio la discuția noastră. Deci, cu adevărat, este o emisiune foarte utilă, necesară, atât pentru cetățeni, cât și pentru toți partenerii noștri, atât pentru patronate și membrii acestora, cât și pentru sindicate. Este o sursă de informare extrem de necesară și utilă, care arată despre toate progresele pe care noi le atingem în comunicarea trilaterală. În primul rând, felicitări! Mică aniversare, totuși e aniversare. Zic, este un lucru bun. Fără îndoială, este un lucru bun, din simplu motiv că este o platformă de discuție pentru publicul larg, este posibilitatea de a școlariza pe cei care nu cunosc unii sau alte, în detalii unii sau alte aspecte, și reieșind din aceasta, fără îndoială, este un lucru bun. Mai este un lucru bun pentru faptul că partenerii pot să expune poziția, argumentele, în favoare sau defavoare unii sau alte hotărâri. Și asta este un lucru bun. Eu aș menționa numai lucru bun în legătură cu această platformă a dialogului social nou deschisă. Felicitări pentru cei care activează și pentru sindicate că au avut posibilitatea să facă acest lucru. Este importantă prin faptul că de multe ori a scos în evidență subiecte care poate nu au fost atinse de alți actori, inclusiv actori sociali pe piață, prin faptul că, da, nu s-a temut, să zic eu așa, să pună degetul pe rană în anumite situații și subiectele care de multe ori au fost considerate tabu, poate, totuși au fost aduse spre atenția publicului prin dezbateri și prin opinii, prin oferire de soluții în cazul în care a fost suficientă competență pentru așa ceva. Ceea ce aș vrea să spun este poate faptul că oricum mai există loc de mai mult, că această emisiune ar trebui să fie și mai bătăioasă decât este. Stimați telespectatori, de-a lungul timpului am reliefat, după cum au spus și invitații noștri, toate sindicatele de ramură. Mă refer aici la ramurile economiei naționale, de la construcții, comerț, comunicații, toate ramurile și-au găsit reflectare în emisiunea Dialog Social. De aceea am vrea să vedem dacă și ei sunt mulțumiți de acest produs mediatic, căci până la urmă ei fac subiectul emisiunilor noastre. Haideți să vedem ce spun președinții sindicate de ramură, după care revenim în studio. A fost așteptată această emisiune de către oamenii noștri și acum vă spun sincer ce observăm noi, că dialogul social este bine primit deja în casele noastre. Aș vrea ca această emisiune să fie cât mai dinamică
și să știți că ați reușit pe parcursul ultimilor ani, pentru că se vede informația transmisă la timp, chiar caritativă, profesionist. Vreau să vă urez și să vă aduc mesajul celui mai profund respect pentru ediția și reportajele care le-ați făcut până acum, în perioada acestor ani, că sunteți la o aniversare. Să vă urez multă, multă bucurie din ceea ce faceți, satisfacție. Iar noi, la rândul nostru, o să venim cu mai multe propuneri și cu lucruri bune pentru a fi arătate în reportajele dumneavoastră către toți membrii de sindicat. Apreciez că e binevenit, dat fiind faptul că se cuprind multe organizații pe parcurs și în teritoriu și din municipiul Chișinău și din toate ramurile economiei naționale. Și Moldova 1, adică e un plus mare că Moldova 1 cuprinde toate țara. Pentru sindicate este și ceva nou, dar este ceva binevenit și mult așteptat, fiindcă oamenii prin dialog social se familiarizează cu activitatea sindicatelor, cu activitatea și a patronatelor, de ce nu și a guvernului, în multe cazuri care dumneavoastră informați. Dumneavoastră informați despre modificări care au loc în legislație, în legea salarizării și asta e binevenit, fiindcă asta este necesar pentru fiecare salariat, indiferent pentru fiecare cetățean, e membru sindicat sau nu e membru sindicat. Stimați invitați, atât partenerii sociali, cât și colegii noștri care sunt președinții sindicatelor de ramură, spun că ne vor mai îndrăzneți pe viitor. La ce credeți că se referă, domnule Hâncu, când spun asta? Păi, în primul rând, depinde și de dumnealor. În primul rând, fiindcă Confederația, la nivel de național de Confederație, după cum ați spus, a creat studioul, îi invit permanent în studio partenerii sociali la nivel național, cu reprezentanții Comisiei Naționale pentru Negocieri, reprezentanții guvernului, patronatelor, de rămâne și lor mai activ să activeze ramuri, să invite pe partenerii lor să discute îndeplinirea convențiilor colective la nivel de ramură, să pui accentele pe problemele care există, pe cele încălcări care sunt, deoarece noi prin cadrul Inspectoratului Muncii a Sindicatelor depistăm, organizăm vizite de lucru la întreprinderi și depistăm aceste neajunsuri. Noi, în cadrul emisiunilor dialogului social, în afară de parteneri pe care îi invităm, mai aducem la cunoștință membrilor de sindicat și despre succesele care le avem și în alte tocmai direcții de activitate. Este o platformă de informare. Și aici chiar aș vrea să zic că, uitați-vă, în această perioadă de când există dialogul social, au fost emisiuni directe de la stațiunile noastre balneare, de la taberele de odihnă pentru copii și aici noi avem cu cine mândri și arăta membrilor de sindicat, deoarece au fost investite sume enorme. Dacă vorbim de această perioadă de cât există dialogul social, s-au investit aproximativ 90 de milioane în această perioadă în modernizarea acestor stațiuni. Dacă vorbim de foile de tratament, s-au adus aportul stațiunile noastre prin modernizarea blocurilor de locuit, blocurilor de prestare a serviciilor nemijlocit medicale care sunt legate cu băile din mol, saline și așa mai departe. S-au tratat în această perioadă mai mult de 100.000 de membri de sindicat. Avem lucruri frumoase în afară de probleme. Există probleme, dar trebuie să fim, desigur, mai activi. Suntem arătăm, o platformă care arătăm atât ce partea facem, bine, cât și partea și rău. Și unde avem de lucrat, da, avem de lucrat, ați văzut, și în colinda care a fost, este de arat mult încă, ca să ajungem la... Ca plugușorul să aibă rezultate în activitate, trebuie de arat mult și adânc. Avem asupra ce lucrat. Domnule Sainciuc, domnule Chiriac, nu odată am reflectat în emisiunea noastră faptul că dumneavoastră sunteți cei care mai mereu sunteți în teritoriu. Acolo, în verba salariaților, le spuneți, îi informați, noi reflectăm în cadrul emisiunii. Noi am sesizat și vă rog să-mi dați sau nu dreptate, că de când există dialogul social, parcă și angajatorii au devenit un pic altfel față de salariați. Am sau nu dreptate? Dumneavoastră, practic, sunteți cei care vin de acolo, de la salariați. Ce spun ei? Ce spun salariații? Este sau nu dialog social o emisiune care îndreptățește și le face relațiile dintre ei și angajatori un pic mai călduțe?
Da, deci în multiplele deplasări în teritoriu, la întâlnirile cu salariații membri de sindicat, au fost puse în discuție mai multe subiecte legate nemijlocit de protecția socială-economică a salariaților, a membrilor de sindicat. Evident că se abordează și problema dialogului social, fiindcă este necesar ca acest dialog social să fie mai eficient la toate nivelurile. Rezerve sunt foarte multe. Necătând la măsurile întreprinse, cu atât mai mult că rezerve vor fi și atunci când, după reforma administrației publice centrale, administrației publice locale, deci va fi necesar să modificăm legislația ca să fie dezvoltat dialogul social bipartit, fiindcă aceasta va fi axioma succesului. Deci, platforma dialogului social este o bună platformă de discuții, de consultări, la care pot fi invitați deci, atât partenerii sociali, cât și sindicatele de ramură, nemijlocit salariații, și de a discuta la concret, deci obiectiv, care sunt problemele și care ar fi soluțiile de depășirea lor. Cea mai de preț venire pentru sindicate este a ține legătură cu organizațiile de bază. Adică fundamentul mișcării sindicale îl alcătuiește organizația primară, organizațiile din teritorii și de aceea, de datoria noastră este că la orice solicitare, la orice apel, adresare, noi trebuie să fim acolo unde suntem invitați și nu trebuie să ne eschivăm, nu trebuie să ne, să ne întoarcem cu când auzim, când nu vedem, când nu știm despre acele probleme care apar acolo în teritorii. Dar este și a doua parte că dorim ca cu contribuția noastră să avem și parteneri adevărați, parteneri sociali, adică Comisia Teritorială pentru Consultări și Negocieri Colective, care trebuie să fie alcătuită și din partea patronatelor și din partea administrației publice locale. De aceea este de datoria noastră ca să informăm membrii de sindicat, să creăm aceste structuri, fiindcă sunt multiple probleme legate de ceea ce au spus colegii noștri, probleme sociale, economice, financiare și pot fi soluționate chiar la nivelul 1, chiar la nivelul 2. Dar aceste probleme, din cauza că nu există aceste structuri, ele se reflectă sus și noi la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective suntem datori să le examinăm. Domnule președinte, vedeți emisiunea Dialog Social peste 10 ani? La o aniversare de 10 ani? Cu mare plăcere, pentru că dialogul social este un lucru binevenit. Dacă se ajunge la un dialog social și la parteneriat social, atunci poate fi și liniște în țară. Cu mare plăcere și eu consider că este o emisiune binevenită și cu perspectivă bună. Domnule Hâncu, dumneavoastră? Eu, după cum am spus, o văd mai largă, cu parteneri cu adevărat, care, dacă azi vorbim că emisiunea este emisiunea sindicatelor. Eu cred că ar fi corect ca la această emisiune să participe toți cei care sunt cointeresați, fiindcă dialogul social, el reprezintă nu numai sindicatele, și cointeresarea tuturor membrilor acestui dialog le aduce rezultate în activitatea lor și ele se văd evident că dacă vorbeam cu 5-6 ani în urmă că aveam 10 convenții naționale, acum avem 18, dacă avem în teritoriu 5-10, acum avem 20 și ceva de convenții teritoriale la nivel de raion, adică lucruri mari și eu socot că dialogul social și-a dus aport anume pentru a avea aceste rezultate și succese. Ceea ce e bun trebuie de păstrat. În orice caz vrem ca într-adevăr cât există sindicatele, atât să existe și dialogul social. Să dea Dumnezeu, să vă audă Dumnezeu, domnule Sainciuc, da, sunteți deci, de aceeași părere? Evident că sunt de aceeași părere, fiindcă această emisiune a dialogului social este practic unica emisiune pe piața mediatică, care are un rol foarte important de a informa salariații, membrii de sindicat despre politici, despre probleme, despre cum pot ele fi soluționate și evident că această emisiune trebuie să fie menținută, trebuie să fie dezvoltată, dar ar fi poate cazul ca să mai fie și alte emisiuni, poate o emisiune a tuturor partenerilor sociali, a sindicatelor, guvernului și a patronatelor, fiindcă problemele sunt comune și evident că în cazul de față cel mai mult efort îl depun sindicatele pentru a informa salariații, dar atunci când au de a câștiga ceva membrii de sindicat, în cazul de față, deci au beneficii toți salariații din economia națională, fiindcă toate normele, toate garanțiile care sunt negociate, sunt stipulate în convenții, ele se referă
refer ulterior la toți salariații din țară. De ce emisiunea trebuie să existe și în continuare, trebuie să fie perfecționată? Eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi în studio la această ediție aniversară și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru faptul că ați venit cu ideea unui astfel de produs și să vă spun că mă simt și eu mândră să fac parte din acest produs. Doamnelor și domnilor, noi ne luăm rămas bun până la o nouă ediție, nu înainte însă de a aduce mulțumiri speciale întregii echipe a emisiunii Dialog Social, care s-a dedicat și care are un scop nobil, ca această ediție să fie una de suflet, una frumoasă, dar mai ales una utilă. Până atunci însă vă zic la revedere și vă doresc să aveți pace în suflete și cât mai multe bucurii. Toate bune!